an de an de la introducerea acestei competiții în 2010. Pe parcursul acestor 4 zile de transmisii la Sport.ro ne-am convins că sunt multe echipe puternice în mini-fotbal, însă România reușește să-și păstreze supremația în acest sport în pofida concurenței din ce în ce mai acerbe care există în mini-fotbal. Sunt țări în care sunt foarte mulți practicanți. În Anglia, cum spuneam, de exemplu, există 120.000 de sportivi legitimați în mini-fotbal. Și în România sportul este foarte popular, cu 25.000 de sportivi legitimați. Vom vedea ce va reuși România la mondialul de anul viitor din Statele Unite, ce va avea loc în martie. Va fi o provocare foarte interesantă pentru campioana Europei, pentru echipa României, să joace în compania unor fotbaliști fără îndoială foarte talentați, care vin din toate colțurile lumii. Revedem faze interesante create și de echipa României și de cea Sloveniei pe parcursul acestei finale. Iată aici o paradă lui Popa, acela a fost rezumatul primei reprize. Suntem acum în partea a doua a meciului. O minge trimisă cu exteriorul foarte frumos în vară, în faza de mai devreme, de unul dintre jucătorii României. Un sport foarte dinamic, care necesită foarte mult efort fizic din partea unor oameni care totuși practică acest sport pe lângă joburile lor. Avem un avocat, avem doi pompieri, avem tot felul de meserii în acest lot al României. Și golul care a făcut diferența, execuție minunată a lui Crăciun, care reușește să reziste pressingului lui Marco Palacic și găsește acest călcăicu care îl surprinde și pe portarul Boris Denarc. Iubii s-a auzit din partea lui Crăciun și iată și pe Costândana exprimându-și bucuria după această reușită a lui Crăciun. Ultima fază periculoasă a slovenilor, cu acea intervenție a portarului Popa și bucuria de final, în care îl vedem și pe antrenorul Tiberiu Laioș, fost arbitru în prima ligă din România. Cora bucuriei făcută de jucătorii români. Iată, cu o oră înainte de începerea zilei naționale a României, echipa României de mini-fotbal aduce drapelul României pe cel mai înalt catarg aici la campionatul european de mini-fotbal. Bucurie și pentru capitanul acestei echipe, portarul Popa, și el unul dintre cei mai buni jucători ai României pe parcursul acestui turneu final. Iată, a fost construit rapid și podiumul pentru festivitatea de premiere. Vom vedea dacă președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, va oficia această festivitate de premiere. În acest an ne-am obișnuit cu el să oficieze la finala Cupei României, la Supercupa României, acolo unde a oferit trofeul echipelor câștigătoare. Performanță extraordinară pentru România, dar îi vedem și pe sloveni bucurându-se din plin, deși au fost învinși în finală, pentru că ei au produs un adevărat miracol la acest turneu final, cu această calificare în finală, victorii concludente în fața unor nume uriașe precum Spania sau Germania. 4-1 pentru Slovenia în fața Spaniei în optimi și 6-3 pentru Slovenia în semifinala cu Germania. Așadar, România, după ce a învins Slovacia cu 8-0 în prima finală a campionatului european de mini-fotbal, după ce a învins cu 2-1 Muntenegru în a treia finală a învins Cehia și după ce anul trecut a învins Croația cu 2-0, România învinge acum Slovenia în această finală. Mai facem o pauză de publicitate și apoi revenim la festivitatea de premiere a campionatului european de mini-fotbal, în care România și-a apărat titlul european. Zlata medalie, da? E vorba de medalia de aur. Echipa României este invitată acum pentru a primi medaliile de aur. Un succes foarte frumos pentru acești băieți admirabili care, pe lângă joburile pe care le au, reușesc să găsească energie pentru a-și
practica sportul preferat la cel mai înalt nivel, cu mult efort depus de acești băieți admirabili, aduși din toate colțurile țării. Avem jucători din Timișoara, din Sibiu, din Ploiești, din Brașov, din Focșani, din Buzău, din Cluj, din Iași, aduși în acest lot. Portarii Cristian Popa și Bogdan Rădulescu, jucătorii defensivi Nicolae Costândana, Mircea Popa, Gheorghe Băragan, Gabriel Tănase, Ioan Stirpeț și jucătorii de atac Răzvan Radu, Radu Burciu, Miroslav Nicolin, Emilian Chivu, Adrian Călugăreanu, Alin Iacob, Cosmin Crăciun și Ovidiu Vâlceanu. Aceștia sunt campionii europeni din 2014 la mini-fotbal. Îl vedem pe veteranul Nicolin îmbrățișându-se cu Răzvan Burleanu. El are 5 medalii de aur pentru cele 5 turnee finale câștigate de România. Singurul jucător care are 5 astfel de medalii de aur din lotul României și fără îndoială din acest sport pe plan european. O performanță foarte frumoasă pentru și pentru antrenorul pe care îl vedem acum băteșat de Răzvan Burleanu. Este vorba de Tiberiu Laios, care îi arată palma lui Burleanu cu cele 5 degete. 5 trofee câștigate de România la mini-fotbal. Iată-l și pe Tiberiu Laios în grupul acesta de jucători care își savurează succesul în Muntenegru. Ne bucurăm că am putut fi alături de ei în acest succes. Sport.ro le-a transmis toate meciurile și ne bucurăm că ați ales să fiți în număr atât de mare alături de echipa României prin intermediul Sport.ro. Vă reamintesc că audiențele în aceste 4 zile la meciurile României au fost unele remarcabile. Răzvan Burleanu la capătul unei festivități de premiere destul de anevoioase, în care a trebuit să premieze o mulțime de jucători, o mulțime de oameni din stafful acestor echipe, premiul Fair Play, premiile pentru primele 3 formații, trofee pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar, cel mai bun arbitru și momentul culminant, momentul în care echipa României va primi trofeul acordat celei mai bune echipe din Europa la mini-fotbal. Un trofeu care rămâne în posesia echipei României. Iată trofeul pentru vicecampioană. Un fel de salatieră, să spunem așa. Iată o numărătoare inversă pentru momentul în care Răzvan Burleanu le va acorda compatrioților săi, compatrioților noștri, trofeul pentru cea mai bună echipă a Europei la mini-fotbal. România, pentru al 5-lea an consecutiv, este cea mai bună națiune la mini-fotbal, un sport foarte popular în Europa. E plăcut să vedem că cel mai popular sport din România, mini-fotbalul, este practicat la un nivel atât de ridicat. Jucătorii români sunt cei mai buni din Europa la acest sport. Hai, Mironico, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru faptul că ați urmărit echipa României de mini-fotbal în aceste zile la sport.ro.